Continuăm cu lecția. Deci spuneam, am făcut acest exercițiu, am schimbat bateria imediat și continuăm cu noua sursă, cu acumulatorul celălalt pus. Vedem când terminăm testul 4, că abia am ajuns la 3-3. Acum ne ducem la 4-3, cred că al 4-a e și ultimul. Aștept și niște geometrii de acolo. Dar vedeți, fiecare exercițiu are frumusețea lui, dacă ai răbdare, tu, colegul meu, să ai răbdare și să pătrunzi și să reușești să cobori la nivelul copiilor, să îi faci să înțeleagă cât de frumoasă este matematica, ce șanse au în viitor, dacă vor ști matematică. Chiar așa. O șansă foarte mare. Matematica stă la baza multor discipline. Nu se poate face nimic ca meserie de inginer, de arhitect, de ce vreți voi, informatician și mai departe. Nimic nu poți face fără matematică. Aproape nu există, cum se acredea, domeniul al vieții în care matematica să nu fie prezent. 1. Arab. Efectuați amin. Efectuați calculele. Efectuați calculele. E vorba de, să vedem cum arată, radical din 2 minus radical din 3 la pătrat minus 2 radical din 2 minus radical din 3 la pătrat, totul la a doua, înmulțit cu 5 minus 2 radical din 6 la puterea minus 1. Hai să ne apucăm și noi de lucru. AB, asta a fost AO, să lucrăm pe A. O să vedem la B ce vrea să spună. Așadar, nu prea îmi place mie cu binomul ăsta stric la pătrat. Eu știam un pic cu X, cu A și B, cu X și Y, așa, dar radical din 2 minus radical din 3 nu mai știu bine formula. Dar hai să o găsim, dacă nu știu. Deci A minus B totul la a doua înseamnă A minus B pe lângă A plus B. Și îmi face A ori A, A pătrat, A ori B, AB plus AB, minus B ori A, minus BA sau AB, minus B ori plus B, minus B pătrat. Și este egal cu, stai ce am făcut, trebuia să fie A minus B aici. Vedeți, dacă a fost neatent. Și vine A ori A pătrat, A ori minus B, minus AB, minus AB, minus B ori A minus AB și minus cu minus plus B pătrat. Și face A la a doua minus AB și încă o dată minus AB minus 2AB și plus B pătrat. Hai să luăm și noi cazul concret. Minus radical din 2, nu, radical din 2 minus radical din 3 totul la pătrat este egal cu minus radical din 2 minus radical din 3 tot la pătrat egal cu ăsta e A-ul și ăsta e B-ul. Și va face A la a doua, adică radical din 2 la a doua, minus de 2 ori prim ori al doia, 2 ori radical din 2 ori radical din 3, plus radical din 3 la a doua, egal cu radical din 2 la a doua, radical din 4 face 2. Radical o radical, fiindcă au aceeași indice, scrim un singur radical la mulțire și la împățire voie. La dumneavoastră scădere nu e voie. Deci minus 2 radical din 6 și plus 3. Face 2 cu 3, 5. Minus 2 radical din 6. L-am făcut pe primul radical. Faci și pe al doilea.
2 radical din 2 minus radical din 3. 2 radical din 2 minus radical din 3. Totul la pătrat. Și egal cu locul 1 la pătrat. 2 radical din 2 la pătrat. Minus de 2 ori primul al doilea. 2 ori primul. Ori 2 radical din 2. Ori al doilea. Ori radical din 3. Și plus radical din 3 la pătrat. Și egal cu 2 radical din 2 la pătrat din 4 ori 2, 8, minus 2 ori 2, 4, radical din 2, radical din 3, radical din 6, plus 3, 8 cu 3 face 11, minus 4 radical din 6, 11 minus 4 radical din 6. Și atunci, expresia e... este egal cu, va fi egal cu, ce am găsit prima dată, 5 minus, minus 2 radical din 6, minus, în paranteză, ce mi-a dat acum, 11 minus 4, 11 minus 4 radical din 6, și pune paranteza dreaptă, înmulțit, cu 5 minus 2 radical din 6, 5 minus 2 radical din 6, la puterea minus 1, 0 minus 1. Și egal. Cum să mergem mai departe, egal cu, deschidem paranteza, minusul din față, ca și cum ar fi minus 1 și mulțim, minus ori plus face minus, minus ori minus va face plus. Spun minusul din fața paranteziei schimbă semnul termenilor din paranteză. Vorbițile românește. De ce schimbă? Că e minus 1 acela care se mulțește cu cei și atunci e regula la semnul, la se aplică. Minus cu plus face minus, minus cu minus va face plus. De ce schimbă semnul? Când îi spui, minus schimbă semnul tuturor termenilor din paranteză. Păi e ca pe una, păi chestii spusă, dar nu înțeles de ce. 5 minus 2 radical din 6. 5 minus 2 radical din 6, minus 11, plus 4 radical din 6, totul înmulțit. De unde provine scăderea exponenților de la operație cu putere? La împărțire, nu cum se împar două nume de care au aceeași bază, scopii, bază să scadă exponenții. Deci o spunem o fracție, care la numărător fie asta la 0, iar la numitor fie asta la 1. Deci vine 5, 5 minus 2 radical din 6 la puterea 0, supra 5 minus 2 radical din 6 la puterea 1. Și egal cu, hai să facem calcul, 5 minus 11 minus 6, minus 2 radical din 6 și cu plus 4 radical din 6 face plus 2 radical din 6. Totul de mulțit, ceva la puterea 0 face 1, înmulțit cu 1 supra, 5 minus 2 radical din 6, 5 minus 2 radical din 6. Și face egal mai departe. Să vedem cu cine. Nu rămâne decât să raționalizez. Vine minus 6 plus 2 radical din 6. Așteptam aici să dea același lucru, ca să simplifice asta cu asta. Ori eu am greșit, hai să mai văd dacă nu am greșit undeva. Deci, 5 minus 2 radical din 6, e bine. Aici. 8 și cu 3, 11 minus 4 radical din 6, e bine. N-am greșit. Asta înseamnă că îmi rămâne decât varianta să raționalizez. Înmulțit cu conjugatul lui 5 minus 2 radical din 6 este 5 plus 2 radical din 6. Deci vine 5 minus 2 radical din 6 supra cât era 5, nu, plus 5 plus 2 radical din 6.
5 minus 2 radical din 6 pe lângă 5 plus 2 radical din 6 și egal mai departe cu... Am de mulțit. Cum se mulțesc? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Minus 6 ori 5 minus 30. Minus 6 ori 2 radical din 6 face minus 12 radical din 6. Am terminat cu minus 6, acum 2 radical din 6. 2 radical din 6 ori 5 plus 10 radical din 6. Și 2 radical din 6 ori 2 radical din 6 face 4 ori 6, 24. Plus 24. Totul supra. Jos, 5 minus 2 radical din 6 pe lângă 5 plus A minus B pe lângă A plus B face A la a doua minus B la a doua, face 25. 25 minus 4 ori 6, 24. 24. Și va face egal mai departe cu, ia să vedem cu cât este. Minus 30 și cu 24 este egal cu minus 6. Minus 12 radical din 6 cu 10 face minus 2 radical din 6. Totul supra, că 25 minus 24, 1. Și rămâne acesta minus pe lângă 6 minus 2 radical din 6 plus 2 radical din 6. Minus pe lângă. Sau minus 6 minus 2 radical din 6 este răspunsul la ieșitul ăsta. Haideți, dragilor, să trecem în revistă să vedem unde au fost capcanele. Ce-au dorit autorul să afle la noi cu ocazia asta. Eu ne-am pus la treabă și am zis, băi, știți cu radicalele se descurci? Ia să te văd. Cu numele iraționale, nu? Că acești radicale seamănă numele iraționale. Să lucreze în mulțimea numelor iraționale. Mai întâi să zici un binom la pătrat. Nu știi formula? Găsește-o. Cine au, cine biu, și am aplicat formula și am găsit. Iar aici lucrul l-am finalizat. La vreo să termine asemenea și mi-a dat așa. Să introducem în loc de binomul la pătrat și celălalt binom la pătrat, să introducem și să apară minusul acesta în față care va schimba semnul termenilor de aici, dar de fapt să știm să mulțim. Și iată, dă așa ceva. Să știm ce înseamnă la puterea minus 1, de unde provine, sau deodată zicem 1 supra chestia asta. Dacă ar fi la minus 2, ar fi fost la a doua aici, ar fi ridicat la pătrat. N-a fost așa. Și în final să ne punem la probă, să vedem dacă știm să raționalizăm numitorul. 5 minus 2 radical din 6, dacă ar avea 5 plus 2 radical din 6, A minus B pe lângă A plus B, face A la a doua, minus B la a doua. Și mai bine lucru clar să lucrăm. Și pe urmă să mulțim cele două paranteze cu termeni iraționali. Destul de treabă. Cu alte cuvinte, o probă adevărată a ceea ce înseamnă lucru în mulțimea numerelor iraționale și semn la algebră și formula binomului și raționalizare și de toate. Și ce înseamnă la minus 1? Iată cât de interesante ieșiți ne-a propus autorul. De aceea, în fiecare test se ascund foarte multe lucruri. Prin testele respective, autorul vrea să ne plimbe practic prin toată materia, de la 5-a la 6-a, 7-a, da? 5. De-aia spune 5, 7, clasele 5, 7, le trece în revistă, practic, prin problemele acestea care le pune și geometrie și algebră. Și iată, așa ne verificăm și noi dacă suntem în stare să facem astfel de ghești. Rezolvările acestea, încă o dată spun, testele acestea nu sunt simple rezolvări, ci sunt rezolvări comentate. De aceea erau ceva inedit, pentru că eu privesc nu simpla rezolvare, așa cum vedem într-o carte, nu scris, rezolvare, soluția pe scurt, dată acolo, copiii ce fac? De cel mai multe ori copii răspunsul de acolo, soluția și gata, au făcut problema și și-au văzut de treabă. Nu. De data asta este vorba de un comentariu foarte atent, mult deosebit de comentariul de la clasă. Mult deosebit. B. Determinați mulțimea. Determinați. Hai să ștergem tot. Nu mai rămânea aurariul ăsta. Deci, pe o, determinați mulțimea de termin.
vaccinați mulțimea. Determinați mulțimea a mare egal cu toți acei din Z mai puțin elementul 3. Deci toți sunt din Z fără 3. Pentru care se întâmplă că radical din 7 plus 4 radical din 3 minus radical din 5 minus 2 radical din 6 5 minus 2 radical din 6 plus 18 radical plus radical din plus radical din 18 minus 8 radical din 2 minus 8 radical din 2 totul supra x minus 3 să aparține fracția aceasta să aparține lui Z. Deci, dragilor, zice așa autor, găsiți pe toți x-ii pe care dacă înlocuiți fără 3, dacă n-ai voie, zici, dacă pui 3, 3 minus 3 fac 0 și pe care înlocuiești și la urmă să-ți dea, până ar pui 4, 4 minus 3, 1. Ce îți dă aici împărțit la 1? 5 o pui. Ce îți dă aici supra 5 minus 3? 2. Dacă ți-ar da aici 10, nu 10, hai să spunem chiar 6. Dacă îți dă număr 4, atunci supra 2 face foarte bine. În concluzie, trebuie să aflăm pe ăla de sus. Asta e povestea. Deci trebuie să lucrăm numărătorul acela. Pare că chestia foarte complicată este din nou cât radical de ăștia și ne-am formula aceea. Tot descoperit sunt. Dacă nu am să am baftă să iasă pătrat perfect, e complicat. Să încercăm. Deci mă ocup de radical din 7 plus 4 radical din 3 și visez să fie radical din ceva la pătrat. Ca simplifici, să fie treaba așa. Eu deoparte. 7 plus 4 radical din 3. Este scris ca fiind 7 plus 2 ori 2 radical din 3. De 2 ori are formula 2AB, înseamnă că unul trebuie să fie A și unul B. Ăsta să fie A și ăsta să fie B. Ia să vedem. Oare este adevărat că ar fi 2 plus radical din 3 totul la pătrat? Semn de întrebare și nu știu. Dar să ridic acum. 4 plus de 2 ori prima ori a doua, 2 ori 2, 4 radical din 3 plus 3. Face 7 plus 4 radical din 3. Excelent. 7 plus 4 radical din 3. Am avut baftă din nou. Deci este 2 plus radical din 3, totul la pătrat. Și atunci face aici, fiindcă e pozitiv, nu mai ies în modul, nu am nicio teamă, 2 plus radical din 3, iată primul ele. Celălalt radical. Radical din 5 minus 2 radical din 6. 2 radical din 6. Visez tot așa. Iau deoparte 5 minus 2 radical din 6 este egal cu 5 minus 2 radical din 2 ori radical din 3. Că 6, 2 ori 3. 2 îmi trebuie de 2 ori prima. Asta fie A-ul și asta fie B-ul. Ar să fie așa, radical din 2 minus radical din 3, totul la pătrat. Ia să vedem așa. Prima parte la pătrat 2. Minus de 2 ori prima ori al doilea face 2 radical din 6. Și plus partea a doua la pătrat plus 3. Radical din 9, 3. 2 cu 3 fac 5, minus 2 radical din 6. Excelent. Așadar, și aici pot să spun că este radical din 2 minus radical din 3, totul la pătrat, care face egal cu, fiindcă aici nu sunt sigur, este în modul. Radical din 2, nu e adunare, dacă era adunare, nu conicea, minus radical din 3, în modul. Și acum să mă ocup de ultimul, e radical din 18 minus 8 radical din 2. Radical din
18 minus 8 radical din 2. Egal cu, nu știu, se ia așa, 18 minus 8 radical din 2 este egal cu 18 minus 2 ori 4 ori radical din 2 egal cu 2, ăsta îmi trebuie, ăsta să fie A și ăsta să fie B. Ia să văd. Și face 4 minus radical din 2 la pătrat. Și face 4 la 2, 16, minus de 2 ori primul ori al 2, de ori 4, 8, minus 8 radical din 2. Plus partea a doua la pătrat, plus 2. Și face 16 și 18, minus 8 radical din 2. Excelent, iar și m-am descurcat, se face radical din, cât? Radical din 4 minus radical, minus radical din 2 la pătrat. Iar din o scădere iese modul 4 minus 2 minus radical din 2. Și atunci, tot numărătorul acela, hai să scriu tot, fracția aceea, deci fracția aceea care am avut-o acolo, deci primul este 2 plus radical din 3. Așa. Al doilea radical din 2 minus radical din 3 în modul. Și al doilea este 4 modul de 4 minus radical din 2, da? Să șterg eu unde? Aici sus să șterg. Atunci am mare egal cu mulțimea acelor x din z minus elementul 3, pentru care x minus 3, pentru care fracția, adică 2 plus radical din 3, 2 plus radical din 3, minus, pe lângă, al doilea, modul din radical din 2, modul, nu mai pun paranteze, modulul joacă rolul. Radical din 2 minus radical din 3 și plus 18, adică cine e 18? 4 minus radical din 4 minus radical din 2, tot în modul, să aparține lui Z. Închidem mulțimea. Și acum pot să șterg tot, că am cuprins în exercițiu, am scris pe A într-o altă formă, am rezolvat radicale și am avut baftă, pentru că mi-au fost pătrate perfecte, nu? Am găsit chestia asta și este un mers cât se poate de frumos. Haideți, dragilor, acum să finalizăm. Deci egal cu mulțimea tuturor acelor x din z, mai puțin elementul 3, pentru care să vedem cum modulește. 2 plus radical din 3. Radical din 3, 2 minus radical din 3 este negativ aici, atunci trebuie să schimbăm semnul. Ca să schimbăm semnul tuturor și încă o dată schimbăm de aici, minus cu minus de aici face plus, rămân așa. Deci plus radical din 2, minus radical din 3. Încă o dată insist. Aici este negativ. Trebuia să schimbăm semnul, dar schimbăm încă o dată semnul datorită mulțirii cu minus aici. Și atunci minus ori minus acela care schimbăm face plus și rămân ei neschimbați. Plus, dacă aici ăsta e mai mare decât ăsta, rămâne așa că este. Plus 4 minus radical din 2 supra x minus 3 aparține lui Z. Echivalent cu a spune, e vorba A mare egal cu A mare egal cu mulțimea, e și egal mai departe, egal cu mulțimea celor x din Z minus 3. Pentru care, ia să vedem, radical din 3 minus radical din 3 se termină cu el, radical din 2 minus radical din 2 se termină, și 2 și cu 4, 6, supra x minus 3, aparține lui Z. Asta înseamnă, dacă și numai dată, nu, hai să luăm așa, 6 supra x minus 3 aparține lui Z, dacă și numai dacă, ăsta e divizorul al lui 6.
dacă x minus 3 aparține mulțimii tuturor divizorilor lui 6, adică e vorba de plus minus 1, plus minus 2 și plus minus 3. Deci ar fi fost minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2 și 6. Și 6. Plus minus, plus minus 6. Și luăm pe rând. X minus 3 egal cu 1. Rezultă X egal cu 1 și cu 3, 4. X minus 3 egal cu minus 1. Rezultă X egal cu minus 2. Nu, cu 2. Că duc din coace 2, da. Deci mulțimea mare egală cu elementele 4, 2, 4, 2. Acum, mai departe. X minus 3 să fie egal cu minus 1. Rezultă că X egal cu 3 scăzut 1, 2. 3 scăzut 1, tot cum tot 1. X minus 3 egal cu 2. Minus 2, hai să zic. Și atunci 3 scăzut 2, 1. X minus 3 egal cu 2. Și atunci vine X egal cu 3 și cu 2, 5. 1 și 5 adăugat. 1 și 5. X minus 3 egal cu minus cu 3. Rezultă X egal cu 6. X minus 3 egal cu minus 3. Și atunci X egal cu 0. 0 și 6. 0 și 6. În sfârșit, cu 6. Înseamnă X minus 3. X minus 3 egal cu 6, rezultă X egal cu 9. X minus 3 egal cu minus 6, rezultă X egal cu 3 minus 6, minus 3. Adaug cu minus 3 și 9. Minus 3 și 9. Nu aveam să iau pe X egal cu 3, nu lăsam. Minus 3 și 9. Acestea sunt, asta e mulțimea care a fost cerută de autor. Hai să vedem ce încercare ne-a pus autorul. Radicalii cei suprapuse putem transforma în radicali simpli sau radicali compuși, cum să zice, parcă formula aceea, n-am știut-o, dar m-am avut baftă că mi-a mers foarte bine. Ei, mă scoateți voi din lecția, din încurcătură cu formula asta, nu cred că m-am timp să mă gândesc până la capăt care e formula aceea și o găsesc eu să văd. Eu știu dacă m-am timp să mă gândesc, dar nu, vă las vouă. Că voi o știți, chiar vreau să o demonstrați, să o găsiți voi, nu așa ca formulă, dar să mă arătați de unde vine, cum vine. Vreau și eu să învăț de la voi câte ceva, nu mai voi la mine. Da? E, acum, dacă aș fi fost în clasă, vă duc nou cu tine, sau cu alți colegi de-ai tăi, ce ar fi să la mine. Păi tu duceți, domnul profesor, chestia asta? Ce fel de profesor sunteți? Eu știu, vă spunem noi cum e. Și am vrea să vă spun și eu, să băi, da, mai mărșeală și pe mine, mă iau și să mai întâmplă și la mine necazul și vreți să fac. Și aș fi ieșit eu din purgătură cu voi. Aia m-aș fi făcut, voi era cum aș fi făcut așa cu... Mi-ați bătut obrazul, păi ce fel de profesor ești, domnule, dacă nu știi chestiile astea. Da. Așa ești. Ce vreți să fac? Am mai îmbătrânit. Nu mai am memoria așa bună ca a voastră. Și apoi, important este să găsesc, dacă o adici nu o găsesc eu, că nu știu. Păi dacă nu știți, găsiți-o. Găsiți-o și prindem...